Paul Stănescu a anunțat luni că a demisionat din guvernul Dăncilă, unde ocupa funcția de vicepremier și de ministru al dezvoltării regionale. Stănescu a fost presat de Liviu Dragnea și de PSD să plece din guvern, după ce între cei doi a izbucnit un conflict major. Comitetul executiv al PSD a votat săptămâna trecută remanierea lui Stănescu, dar Iohannis a refuzat să semneze decretul. Propunerea PSD pentru înlocuirea lui Stănescu este Lia Olguța Vasilescu. Paul Stănescu a declarat: Am spus-o și o repet, sunt un om de onoare, responsabil și implicat. Nu am urmărit niciun interes personal și nu m-am agățat niciodată de vreun scaun. Referitor la mandatul meu de ministru, vreau să spun că l-am acceptat cu greu, la insistențele conducerii partidului, dar atâta timp cât am ocupat această funcție, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a-mi exercita atribuțiile la minister cu responsabilitate și implicare, în așa fel încât nimeni să nu aibă ce să-mi reproșeze. Am fost în permanență orientat către obiective cu impact la nivelul populației, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru și ministru al dezvoltării, a fost reprezentată de investițiile în infrastructura de sănătate, educație, locuire, apă și canalizare. În acest moment se așteaptă decizia președintelui Klaus Iohannis, care a anunțat că o eventuală numire se va face după 1 decembrie.